După tăierea pădurii de pe versanți pe Valea Oltului, pe traseul autostrăzii se vor efectua studii geotehnice, astfel că în acest an ar trebui să se finalizeze proiectarea lotului 2. Ne aflăm pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, aproximativ la kilometru 26 plus 500. În această zonă am început lucrările de defrișare, urmarea emiterii Ordinului de Ministru pentru scoaterea din fondul forestier. După lucrările de defrișare vor urma lucrările de studii geotehnice și după aceea finalizarea proiectării. În paralel cu aceste lucrări, pe sectorul 1 al autostrăzii, în zona de conexiune cu lotul deja deschis la trafic, sperăm că în luna mai să începem lucrările la viaductul de la Boița. În lunile trecute am încheiat și lucrările de descărcare arheologică. Toate avizele pentru autostradă sunt primite. Sperăm că de acum totul va merge ca pe roate și să putem vedea lucrări pe tot traseul de 30 de kilometri al sectorului acesta de autostradă. Secțiunea 2 autostrăzii Boița-Cornetu va avea o lungime de 31,33 de kilometri. Valoarea contractului este de 4.250 de miliarde de lei fără TVA. Deocamdată nu se știe când vor începe efectiv lucrările de execuție a lotului 2 al autostrăzii. Acest sector avem 7 tuneluri, din care cel mai lung tunelul Câineni, 1,5 km și 49 de viaducte. Suplimentar față de aceste viaducte va fi și un ecoduct care va asigura trecerea animalelor peste drumul național 7, calea ferată și râul Olt. Conform contractului, lucrările de execuție a tronsonului 2 ar trebui să se finalizeze până în 2028.